Zicem 80. Cât este metru? 12 lei. Cel mult 80. Să am de unde pune și dublura pe la mâneci. Ce lățime are asta? 1,50. Plătim dincolo, nu? Da, și acolo la casă punem... și acolo avem și raionul de... ...20 de lei și 20 de bani totalul. Uite, să dau eu... Asta e inima mașinii. Uite, vedeți? Asta e piesa. Asta e destul de greu să faci o piesă din asta. Uite, vedeți? Asta e făcută pe strung, pe freză, uite, îi faci ciocul ăla. Foarte multe operații. Foarte, uite. Nu știu, de ordinul sutelor, parcă. Și urmă ăla, și driferul ăla. Ăsta e driferul. Iese de acolo, da. Din coace îndreaptă are clapeta. Nu-i merge lumina, nu? Da. Nu se vede acolo. Vezi că nu ești aici, ce e unde? Păi aici, apă, uite ce piese. Uite. Deci ața merge pe aici, ăsta, vârful ăsta ia ața, asta intră aici. Are rol foarte mare acel lucru, dacă e prea scuțit, prea... Urmă. Partea cea mai complicată? Bine. Care se poate uza. Care se uzează mai mult. Aici are, uite, un sistem de... de came, de poate să coase în zigzag. Aici am mosor ca să pentru încărcat mosorul cu ață. Un felul de minunăție are prin ea. Ia vezi. Așa, din cucir. Din cucir. Mai cu seamă. Da, păi acum mai știu cum îți puse pe aici. Păi poate le descoperim. Dar când erai mic, cât era cucerul de mare? Păi era în sat. Fără blocuri. Și pe urmă a început să facă blocuri, că au crescut producția, tot mai mare, tot mai mare, a început tot mai mult să fie la uzină și a început să vină din toată țara. Muncitori. Și, mă rog, personal. Asta prin... Și le ziceau barabe la da. Cei veniți din... Eu sunt barabă și ea este, da, acum.
nu avea nimeni curajul să treacă din ăștia din care erau, stăteau la blocurile bărabe, să treacă din coace, că îi lua și îi arunca pe pod în râu. Ce, uite, sau o să vină tineri bărabe la vreo fată de pe aici. Ia, că, bineînțeles, aici... bine la ăștia, tineretul, știi, dacă vineau la, să facă curte la vreo fată, îi aștepta și îi arunca de pe pod în râu. De la ce venea Baraba? Baraba vine de la, din Scriptură, știi, de la ala Baraba care a fost cu Iisus Hristos. Vinitură. Nu, că au zis că ala a fost personajul negativ, știi, că a fost hoț și tâlhar. Dar recunoștea și cu Girean că barabele au civilizatoare cu Gugirea. Nu recunosc, nu barabele au distrus cu cirul. Uite câte s-au construit și cu ajutorul lor pentru că... construit, fiindcă... Bine, că... Bine, toți au pus umărul și au făcut, dar... Așa. Dar mie îmi pare rău că... nu știu, indiferent... Cu Girenii trebuia să pună piciorul în prag și să nu lase să demoleze fabrica asta, că păcat. Mare păcat. Asta încoace. Și cât director a fost tot barabe de-astea, știi? Acolo e ținta la 100 de metri, fișa de tragere și aici de unde trage. Să uită pe ambrazura de unde trage cu pușca. Uite, ăsta și eu. Înseamnă că e de mult totuși. Uite, 5.45. Uite, vezi, fără să... Uite, vezi, asta e pușca care 5.45 și cu lunetă pe ea. Nici nu știu când am făcut filmul ăsta. Ăsta e Zaharie de la Prototip. Acum trage funcționare, vezi? Acum trage automat. Mă tras foc cu foc automat. Serii scurte. Uite cum merge intraliera, vezi? Asta e 5.45 care am făcut-o cu aruncătorul de 40 care eu le-am proiectat. Deci aia puștile mele amândouă. O mașină din aia poți să faci și un mecanism de armă, și un mecanism de ceas, și un mecanism de orice, mașini de uscat, de mașini sau armament.
Deci erau trei trenuri care veneau pentru navetiști. Astea suflete nu trăiau din altceva, din aceste produse ale uzinei. Am greșit, asta e ideea, da. Sigur, au fost mai multe... Da. Și mai ales la... Da, aveți dreptate. Asta mică, Ileana? Da, și funcțională, merge. Nu știu dacă mai știu să o... Dacă mai știu ce să fac aici. Doamna lucra la compartimentul tehnic și avea acest ocupație, avea un laborator foto acolo și imortaliza mai toate evenimentele din uzină. Era o caracteristică la vremea aceea că se lucra 12 ore, de regulă. Și oamenii aveau treabă cu uzina, de dimineață până se sfârșea programul. Orașul s-a dezvoltat pe schema uzinei, sau cum să zic, pe banii uzinei. Numai ea a fost în stare să facă la vremea aia mașini de spălat, mașini de cusut. Având tehnica asta de militară, pentru tehnologie militară, a fost ușor să se adapteze la produsele de care le-ați amintit. La cea mai cunoscută, sau marca, numele, cel mai cunoscut care ar fi... Dintre mașinile de cusut? Ileana a mers mulți ani, dar pe urmă s-au dezvoltat și celelalte. Erau produse robuste. Cuvântul ăsta ar fi potrivit și erai cineva să ai ceva, o mașină de cusut de la, cu gir, ca și mitraliera, să zicem. Erau într-adevăr bune și trainice, folosite, se căutau, se cumpărau pe sub mână, că nu se găseau. Și era ceva, vreau să obțin o mașină de cusut, trebuia să ai relații la un moment dat. Se vindea ca pâinea caldă. Se lăsau zestre, moștenire. Da, așa și este firesc. Era un produs foarte necesar familiilor și mai ales gospodinilor. Nu era acum să găsesc totul confecției executate. Le executa în casă. Trebuia reglat ceva la ea. În perioada aia, voi am zis așa o poveste mai pitorească sau vreo ceva legat de mașina de, sau de viața în uzină sau... Mai mă gândesc. Întrebările dumneavoastră sunt mult mai punctuale față de introducerea care a făcut-o doamna Alaudier prin telefon, știți? Sunt la dispoziția dumneavoastră și azi și mâine și când credeți. Serios. Salut. Mare vedere. Dar tânsul pare destul de afectat așa de evoluție, adică implicat. Cum să nu fie? Da. Cum să nu, pentru că a fost un om care poți să zici că a crescut aici, că de tânăr a venit și ai văzut că un lucru a mers bine, a mers bine, pe urmă a venit și cineva a vrut să vadă de ce merge și l-a stricat. Așa au făcut. Dar nu cred că suntem singurii în situația asta, singurul oraș. Asta e dezastru, că dacă am fi singuri, n-ar fi chiar așa. Da. Și nu știu. E bine? Da. Așa. Bun. Și piciorul drept în față un pic. Așa. Așa. Bun. Așa. Acum. Gata. Nu, odată dați jos, da?
merge și fără cordon. Și acum în partea cealaltă. Așa și așa. Deci am învățat să pun piciorul da, în față. Un pic mai în spate. Atâta. Acum. Unde-i acoperit cu roșu, aici aveam laboratorul foto. Când ori început să modifice, ori, cum să zic, lacrimile, nu mi-or... pentru că eu atâta suflet am pus în sediu și, nu, se fac modificări, într-adevăr, spre... Până la parte mai avem spre, da, câțiva metri, de. Da. Aici, dimineața, era o mare de om. Nu, domnul? Da. Era o mare om. Numai în schimb întâi intrau aproximativ 12.000 de salariați. Numai în schimb întâi. Și, pe urmă, ceilalți, în mod gradat, schimbul 2 și 3. Aici sunt termopanele? Ce e aici, la no. Bulbucan? Ai. Nu, la Bulbucan. La Bulbucan, nu, el nu, nu? Face termopanele. Dar ce face? Mașini de unelte. Mașini, două mașini și, unelte. Și iese mecanice de construcții de mașini. Nu, da. Eu nu știu de ce m-am gândit. Are. Dar aia cu termopanele unde-i? Aia este, să rămâna. Termopanele este în actuala, fosta hală de mașini de cusut. Aceasta e hala asta de... verde. Da. Mașina de cusut. De mașini. Asta cred că am mai făcut-o. Tot mașini unelte. Mașini unelte. Executate de... în secțiile de mașini unelte a cusutului. Și când făceați fotografiile, surprindeați sau...? Era pregătit terenul. Făceam și în timpul executării unor lucrări și numai produsul la gata și pe, în timpul executării produsului pe etape, așa. Atelier de proiectare din uzina mecanică. Mașina de cusut Ileana, care a fost printre primele mașini executate în fugir. În ce an ați făcut fotografia asta cu Ileana? Prin 70 și... 70 și... Să mai ținem un pic mașina de cusut Ileana. Da. Mai, puțin mai în centru, așa. Da. 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 Așa.
cred că se vede chiar bine ceea ce se vede scris-o. Cred că tot afară. Tot afară, sigur că da. Ce scrie? Așa, și vă fac cu pixul. Deci, uite aici, scrie F, I, N, C, A. Și Didi, sunt Drăgășani. Sus e 27 cu 5 numărul de mărime. Și aici e emblema Finca Drăgășani. Ce faceți? Mere, nu, vedem. Nu filmați. Ce, ce interzis? Dacă domn director a zis nu, vă dați seama că... Da. Acolo nu e un tenis. E tenis, dar e alt model. Vă dați seama, modelul ăsta mai noi. Asta putem filma și noi, nu? E, acum, hai domnule. Tenis. Un obiect, să avem și noi aici. Că era făcut la fiindcă. Păi stați așa, nu dați la asta. Ia uite ce mă face să am probleme. Stați așa, să-l ștergem și noi. Da. Sau dacă e, luați-l și-l filmați. Altă nu mai găsim tot pe aia, să avem așa. Nu, păi asta e făcut de curând, să știți, nu e de... până să se închide fiindcă, nu. Model, dar nu scria, nu. Dar vă spun că după Revoluție... Dar nu scrie pe aici, unde? Ce să scrie? Nu scrie. Nu. Orice sunt făcute de curând. Asta sunt unul de mână. Dacă îl cunosc pe unul Bărulescu, că a lucrat aici, am fost cu dânsul și am căutat și, dar nu, n-am găsit. Vezi de ce să ne spun, am găsit ceva. Ăștia se fac cu modele tăi. După 90, nu? După. Modelele alte nu au găsit. Nu mai găsit nimic. Totuși, 1001 este inexistent. Am găsit ceva din începutului. Asta ce e? Asta e basket. Basket, cum îl chema pe ăsta? Injecție. Basket de injecție, da? Oare ce-o fi vrut să scrie aici? Export? Sau ce scrie? Ce-o fi vrut să scrie? Păi dacă îi luară de la creație, da. Nu, că mai luai și din magazin. Sau reboot. Mai trebuie de reboot. Reboot, da. A. Reboot, da, ștampila de reboot. Erau rebooturi. Cine știe ce... Da. Deci ăștia erau, uite așa, aici tălpie. E sigla aia care v-am arătat-o, dar e sub altă formă, deci cu finca Drăgășani. Se vede în camera sigla asta? Da. Se vede. Da. Și aia ce-i? Da. Apoi ăștia se punea pe limbă. Ăsta este spionaj industrial, să aveți grijă. Asta este o față de tenis de 1001. O față. O față, fără talpă. Deci n-a apucat să fie... să-i se pună talpă. Dar fața... Ce picior e ăsta? Ia vezi cum e brațul. Dreptul. Deci ăsta era modelul de 1001. Dar acum îl vedeți fără talpă. Da? Mă înțelegeți? Dați un pic să vedem mai bine. Puneți mai dați în față. Dați puțin până. Deci ăsta e celebru. Da. Fața. Fața. Fără talpă, da?
Ăsta e tot un tenis care s-a făcut tot cam în vremea lui 1001. Era 1001 și cu bombeu așa, deci ăsta e bombeu. Deci aici nu are aplicat partea asta de cauciuc. Dar ăsta nu se chema 1001, se chema 1140. Vezi? Ăștia sunt cu talpă de cauciuc. Așa era și 1001. Doar că 1001 nu avea toculețul ăsta. Vezi? Are un pic toculeț. Ăla 1001 era drept așa, fără toculețul ăsta și tot așa avea niște riduri pe aici și pe aici tot așa. Deci ăsta e asemănător. Și uite. Foarte asemănător. Sigla. Și ăsta e asemănător. Deci ăsta puteți să-l numiți e făcut tot ruda lui 1001. Deci pe aceleași utilaje, pe aceeași tehnologie. Ăsta. Tenisul de drăgășani? Nu. Nu? Nu. Mai bun al tău, nu? Nu știu, da. Îi spune tenis, adică e special pentru tenis. Cam așa să stea piciorul. Încercați, e adevărat, poziția este incomodă, dar nu avem ce vă face. Așa trebuie să stea. Cam așa trebuie să stea. Concentrezi pe dânsă, da? Tu centrezi, da, așa. Tu centrezi pe Adidas. Asta este osul, partea osoasă a plantei, până aici sunt părțile moi, mușchi, tendoane, țesut adipos, până aici. Deja aici se face boltă. Asta niciodată nu trebuie să intre în contact cu talpa încălțămintei. Și uitați ce bine se fixează, adică punctul de sprijin pe care trebuie să-l aibă încălțămintea este pe călcâi. Deci aici este calcaneul, iar astea sunt părțile moi ale călcâiului și exact articulațiile metacarpofalangiene aici. Așa se calcă. Uau! Și asta e foarte frumos. Ia să văd și îți arată. Ah. Aici e și mai frumos. Așa e? Foarte frumos. Deci nu se fixa, nu a, aici se vede foarte clar tenis, deci partea de tenis, capsele și nu știu ce, și oasele care nu sunt în niciun fel nici strânse, nici împinse, nici modificate. Osul calcă perfect pe talpă. Foarte frumos aici. Și structura osoasă. Domnișoara, aveți picior frumos. Nu, e al domnului. E al domnului? Asta e al domnișoara.
Nu știu, domnul, domnișoara, eu văd picior frumos, nedeformat. Da. Ia uite ce spații osoase frumoase aveți. Purtați încălțăminte comodă. Nu o să aveți probleme. Trecem la joc. Asta e greșeala la baterul. Deci avem două strike-uri, la trei strike-uri, jucătorul este eliminat, cel de la mare. Bună! Plec! Bine! Pentru faptul că a scăpat mingea din mână, jucătorul își continuă drumul în diamant. Ăsta este pantoful de baseball softball cu care se joacă. Am încălțat vreodată? Nu, niciodată, nu. Ele acum au văzut. Eu nu le-am arătat, pentru că nu e cazul atâta timp când noi nu avem posibilitatea să procurăm acești pantofi. Noi jucăm în crampoane, în general, dacă terenul este moale, sau tenis și niciun caz Adidas. Așa că tenisul de Drăgășani ar fi prins bine acum. Talpa permite, este o talpă elastică și permite ca să simți, cum spunem noi în sport, să simți pământul sub picioare. Dar de la ce vine denumirea tenis? Probabil că... Poftiți. Eu știu ceva legătură, nu, n-am idee. Chiar că o întrebare de cu capcană, nu știu. Adidas e clar, de la patroni. Tenisul... Voi știți de la ce vine denumirea de tenis? Nu. Nu. Ei, uite, chiar o să mă interesez să vedem tenis. Nu-mi place. Domnul Costel, dumneavoastră, cu experiența dumneavoastră, cum se numește această încălțăminte? Cum îi zice la asta? Tenis. Bun, de unde vine denumirea? Asta e. Mi s-a pus o întrebare. Denumirea nu știu de unde vine. De la... Nimeni nu știe. De la... Ce? Adidasul vine de la Adidas, da? De la Adi și cu alea. Adidasul, deci nu. Aici e finca. Nu, nu. Finca, Adidasul este Adidasul. Firma. Cum e finca, firma. Cred că până la urmă s-ar putea să vină de, deci primele încălțări la tenis, care cum jucau. Deci, nu știu. Ne uităm în dicționarul. Ne uităm. Tenis. Încălțăminte de sport din pânză cu tălpi de cauciuc. Deci asta e denumirea corectă. A tenis, a pantofilor de tenis. Sau încălțăminte pentru tenis. Pantof de tenis. E, asta e de bază, asta e răspunsul. 37, cine poartă? 36. Merge. Deci ăsta este un tenis de Drăgășani, producție 1900 toamna, când ne puteam noi bucura de acești tenis care oricum erau mai buni decât tot ce este astăzi. Astăzi, după două săptămâni, trebuie să cumpere alții. Deci, vedeți, acel tenis se mulează pe picior și permite ca piciorul să fie mobil. Deci nu e ca un... ca la schi cu clăparii, că nu se mișcă piciorul.
Uitați, se vede fiecare mișcare a piciorului în tenisul respectiv. Teneșii au pierit, au dispărut, precum dinozaurii. Teneșii de fincă, dar știu. Deci tenisul 1001 este de domeniul dinozaurilor. A dispărut. Toate cadrele de la toate tipurile de bicicletă se verifică aici. N-avea nimeni aici. Poate nemții mai avea așa ceva, că nemțească. În Europa n-avea nimeni așa. Producătorii de bicicletă. Că mergea inginerii noștri în schimb de experiență și n-a văzut nicăieri așa ceva. Ia dumneavoastră cât aveți? Eu am 92. Merge ia, bine. Ia urcați. Cum să rămâne? Deci e bun? E bun, e bun. 92. Noi n-avem sculerele aici în 6 martie. La Tohan. Numai bune. Păi nu, că... Au fost puse la punct toată o dată, da. Măi, ce să faci? Pentru că te controlează la ele. Deci de aici nu s-a mișcat nimic, a rămas totul. Nu, și a fost multe tipuri de biciclete. Exemplu, ținor încă ceva. Uite, Tohan, bărbați și femei, cu spiță duble, cu spiță simple. Am lucrat pentru Iran, dacă vă amintiți, în ziua vârstă ca mine, chiar dacă eu salv, de pentru Iran, am făcut KMB-ul pentru Canada, da? Pentru tineret. Am făcut bicicleta standard de 26 de țoli. Am BPL-ul, l-am făcut, de 20 de țoli, pliantă pentru tineret, deci aia care se strânge. Americanii au fost încântați de chestia, era domnul bărbat pe atunci director. Am făcut compactul de 20 de țoli, am făcut BDC-ul 12x12 pentru copii, aia care tine 100 de kg, nu știu, de aia nu am, nu. Am făcut BKD-ul 14x12 pentru copii, Montana, bicicletă de munte, semicursieră 28x1 pe 3 țoli, cross-ul am făcut, pionier pentru copii, campionul. Și la urmă, săgeata, am făcut campionul, nu? Da. Am făcut, urmă, săgeata, ultima am încercat, în fază de prototip, s-a făcut câteva bucăți la inițiativa conducerii Dacii. Deci unii au încercat să mai facă ceva, dar atâta a fost puterea lor de a rezolva problemele. Ne-a concurat. Și ne-a concurat Neloian mulți, pentru că... Ne-a concurat nu. Ne omora și la spiță, și la totul, ei le făceau mai repede. Aveau un consum și mai mic și timpul mai... Dar bicicleta noastră făcută cu spițe duble, era o bicicletă foarte sănătoasă. Păi bicicleta de copii, da, ia nu avem noi aici. Bicicleta de copii care avea roțile acelea mici... Alea, s-a întâmplat de copii, dar numai da. Cu butuc. Păi asta vreau să spun. Butuc spate, butucul, normal. Spate, normal. Normal. Uite cum aduce. De la bicicleta hai normală. Păi așa ceva nu făcea străinii. Nu, asta e făcut de mine. Era mai scumpă, dar v-am povestit, a ținut la 4 generații de copii. Nu se întâmplă nimic cât am mai copii. 120 de kg. Da. Păi dacă oricum copil Dumnezeu, de... cine s-o mai? 15 kg. Aia ține la 4 generații. Dacă v-am zis că ține la atâtea generații. Dar chiar frumoase deși. Cum, domnule? Pedale de plastic. Brațe. Păi dacă vă arăt cum se... Nu, mai am o pedală românească, cum se face și... Vedeți cum e o pedală românească, pe aia... Ai să ai părul ca mine și pe aia noroc.
deschis robinetul de combustibil. Deci ăsta e robinetul. I-ai deschis benzina, îi pui contactul, pedala de pornire este comună și pentru schimbătorul de viteze. Deci poziția asta este pentru pornire și dacă o dai la loc, ea revine în poziția schimbător de viteze. Treptele de viteză sunt a întâia în jos și pe urmă până la a cincea în sus toate. Și cu punct mort între a întâia și a doua, deci punct neutru. Tragi din nou ambreiajul, acționezi maneta de schimbător de viteză în sus, a primit a doua, dai drumul la ambreiaj și continui. Și tot așa până la a cincea. Frâna de mână este maneta din dreapta. Deci cea care este pe comună cu accelerația. Iar frâna de picior este cea din dreapta. Și acționează pe roata spate. Și se acționează cu vârful piciorului. Ții piciorul pe scăriță și apeși cu vârful pe ea. Cu cât o apeși mai tare, frânează mai puternic. Strâns, o aduci la punctul mort și formul foldatul la preaj. Deci grijă la accelerație. Da, da, da. La accelerare. Deci accelerație. Stai mai în față, mai în față. Așa. Și apăs pedala asta. Da, da. Trage ambreiajul întâi. Deci ambreiajul, trag ambreiajul. Accelerezi puțin, nu tare. Ai apăsat pe pedală, a intrat în viteză, ia piciorul de pe ea și acum dai drumul la ambreiaj, și accelerezi. Opa, gata. Nu, te-ai sincronizat, dar nu e o problemă. Deci, acum? Acum trebuie să scoate din viteză că s-a oprit motorul. Să-i dăm o pedală să pornească. De aici? Da, în spate. A, în spate să dă? Brusc, nu? Da. Așa. Apăsa ambreiajul, nu? Se duce singură. Strânge ambreiajul și accelerez ușor. Așa. Și dau drumul la... Am băgat-o în viteză, acum accelerez și dai drumul încet la ambreiaj. Încet. Așa. Așa. Asta numai treapta întâia de viteză, că nu știe să le schimbe. Aici se termină calea ferată. Asta era ultima gară pe ruta asta. Iar acolo unde se văd garajele alea, unde este mașina aia roșie, în zona aia era dispozitivul de întors locomotiva. Cât de lung era trenul înainte? O garnitură care vine de la București, cam așa. Dar știți cumva era mai lung decât trenul de la Fugir? Se spune că acolo era cel mai lung tren din țară. Cam tot așa. Da. Acum recunoaște zona asta. Da, funcționa treaba asta cu Mobra și Pegas ca...
grădina în fața fabricii? Pentru noi e greu să știm. Da, nu prea. Adică, de regulă, toți ne cam, ne, cum să vă spun, erau bancuri pe seama noastră. Știi, că ne afișăm că facem asta, că de fapt ei știau. Cum am spus și eu ăla cu girul, că era în bancă, unul a vrut să fure elemente de la o mașină de cusut să-și facă acasă mașină. Și când a montat-o, a ieșit o mitralieră, știți? Și aici erau bancuri de-astea la... Da, da, da. Dar n-aș putea să-mi amintesc acum unul. Că toți nici spuneau de regulă pe ceva cu girul. Adică era o confuzie. Concret nu știau ce anume se face. Știau că e producție specială, dar... Că ce de la Cugir făceau bancuri pe seama că nu știi doar toată seama. Probabil. Mă rog, la ei erau elemente care, într-adevăr, mai multe componente generau un produs. Deci o pușcă, un AKM sau altceva. La noi ieșea o mină marină sau o rachetă antitank sau o rachetă Catiușa. Puteai să faci dintr-o mogră o... Nu se putea. Arată așa, mină marină. Păi aici, dacă o să mai vă fac expoziția, pe vremuri erau două expoziții. Deci era prima cu biciclete și motorete și din asta se intra în altă cameră unde erau celelalte, știți? Dar acum sunt convins că nu mai este. Starea bicicletei în România. Ea revine în actualitate tare și cu forță. Întreprinderea 6 martie din Zărnești ține pasul cu vremea, răspunzând concret dragostei noastre pentru biciclete. Uite și asta e, acum am văzut. Uite, asta albastră, asta are și, iată, și cea, păi ia uite-mă asta. Uite asta deoparte, uite aia albastră, aia e roată originală pe ea, pe care și schimbă tot pe numai. Uite asta, aia scoate-te afară, aia de acolo. Mai pus pe aia, în portbagaj e. Modificată cu bidon, vreau? Asta. Uite, asta e o din aia, un sport original. A? Ce părere aveți voi? Bubi, deci 36 la oră trebuie să scoți medie orară pe asta. Ca să obții titlul de campion național. Nu, hai să... Demontați voi ăla de acolo, eu o să pun ăsta aici. Poate faci, Bubi, tu o probă, dacă nu ți-e frică, dacă merge.
să nu facă poc. Ajunge, nu mai e, ajunge. S-a umflat. Lasă-l. Așa. Să vedem dacă merge și o... să nu sară. Sistemul românesc de spargere a lacătelor. Băi, și hoții, ai văzut cum le șmecheresc de repede. Aia care sparg lacătele. Și noi ne chinuim. Iată. S-a deschis lacătul. Ia uite că merge, băi. Păi, dar trebuie să stai așa în spate, de aia. Stai că să nu te duci pe față, da, am văzut. Hai că-ți faci antrenament acum. Dar nu merge greu. Nu? Bă, gata, pune frâna și dă-te jos. Acum poți ții ai. Bă, ușor, că... Nu. No. Și pe tankul ăsta. Mamă, ce... Ce? Merge bine așa. Adică bine. Bine, se mișcă, aia e important. Da. Așadar, pe biciclete, tovarăș, vom avea marea bucurie de a câștiga în vigoare și suplețe. Salteaua asta? Păi e de mult, dar vreo și... Tască vă spun, din... E prin 92, cred că am cumpărat-o, dar n-am folosit vreo 4 ani. Dar nu știu, știți că n-am dat-o, vă spun eu. Dar nu știu de ce sata asta, am impresia că e iarbă foarte puțină. Costă iarbă puțin. Dar deja e făcută în perioada în care... Nu se mai pune un flutur. Trebuie să am grijă cum o fac ca să nu pun un flutur undeva mai mult, undeva mai puțin. Că așa când ai sacul lângă tine și pui de acolo, ai ce pune, dar... Eu dacă o folosesc tot pasta... Nu ce... Nici nu miroase urât, păi aia de la mine de acolo mirosea groaznic dacă o... O strica. N-are rost să o mai rup, o așez așa. Dar cum mă încropește, mai face. Ba una, ba alta, ba... Când nu mai ai bani să-ți cumperi... Acum, nu-i vorba, se și găsesc. Deci nu mai e ca înainte, când nu se găsea de niciunele și de-aia păstrai orice fleac. Este așa? Făceam papuci, te făceau și papuci la noi. Papuci din aia de casă. Acum îmi dai 2 bani pe papuci. La margine sau la perete? Nu, la margine, că mă sufoc. Și care e partea care va sta la margine? Nu contează. Okay. O să țin cum vreau. Nu vă dați seama că la mine s-ar tasa mai mult și la Viorel mai puțin și... Pe urmă, ce, eu să dorm în groapă și eu să dorm așa, o succes de câte ori fac curățenie. De Paște, de Crăciun, de când mai... de câte ori scot cobor afară. Păi ce după... Eu sunt șeful. Când o succesc pe...
de seară, chiar dacă nu păiam acolo, nici nu mai facă ce vrea, dacă vrea vine cu mine, dacă nu, măcar așa cu patul gol și tot mă culc. Ce drept tăiați? E, dacă nici de 3 ani nu tai drept, ce Dumnezeu, doar tai de 30 de ani. E, acum să vedeți ce frumos fac eu. Ștechere. Dar mi le-am mai strâmbat. Nu le mai am chiar așa. Bun. Sunt făcute acasă de soțul meu, nu-s de la fabrică. Dar i-am adus unul ca model. Ba, el din contră mi le-a mai făcut pe la uzină. Eu, uite, pe astea mi le-a făcut să stați la uzină. Vorba, pe astea l-a făcut acasă din sârmă. Eu că fac colțuri. Întâi de toate. Și așa se face, întâi colțurile opuse. Marginea mea, mai bun. V-ați înțepat vreodată cu apă? Mai mergea, dacă eram eu atunci că aveam 18 ani când am făcut asta. Vedeți ce rol a avut nodul ăla? Și v-am zis, cusătura trebuia să fie... Asta când eram cetecist, așa le ceram la fete. Egală. La cât, la ce distanță se? La 1.5, maxim 2. Măsurau sau veneau din ochi? Nu, dar se vede la mine, vedeți. Și când plecai de lângă ele, mai cosea și mai la husă și pe urmă arunca fața peste ea și gata, aia era. Și îi scoatem ștecherul. Viorele! Viorel! Nu fi vă spune. Da, ții, da, ții. Mai exact. Vă place cum aici salteaua? Asta, vedem cum... Ia până mână, nu ți se pare bun? Stai. Ne mai întâlnim, băiețe. Nu ești un veche, ce de când ești? Are vreo 4 ani, nu-i veche, în comparație cu studioul care l-am ținut vreo 16 ani până l-am reparat prima dată. Dar eram noi mai subțirei atunci. Asta care parte? De la perete? Nu contează. Are aici două arcuri. Cum? Două arcuri duse. Și eu n-am văzut. Se pomenește că trebuia reparate, iată-vă. Le pui tu ceva în colier acolo, două. Asta și cu asta. Mai zice colier, dar trebuie să le îndoite un pic așa, ca să nu iasă. Da, să că le faci cu ceva. Sunt sigură că tu le găsești o rezolvare. Păi dacă el e mecanic, să priceapă, să descurce. Dacă eu nu le-am văzut, dacă le vedeam... Dar ce? Ce puteam să fac? Are lor ca să-i plasă, nu poți să le simți. Asta ca să le simți... Pune marginea aia la tine. Dă-o jos pe cant. Jos? Băi, dar eu nu pot altfel. Hai! Gata! O, e stau, stai așa,
Ai un pic, că nu se pierde. Te-ai băgat rău. Bagă-te pe ei. Bagă-te înăuntru, tu nu acolo. Vreau o cutie de bombane, de care aveți? Câte bombane are pe casă? Păi nu mai scrie. Hai, lăsat așa, și o pâine și două năsuri. Gata fetele în folie, ca să nu se murdărească. Din cele care mai sunt aici, ea e plecată în Italia și ea în Spania. Și unde sunteți dumneavoastră? Aici. Și ea e plecată în Italia, ea în Spania și în rest, celelalte, una, două, trei, sunt în sectorul celălalt. Și noi aici mai suntem patru. Anița, tu ce vechime ai? Și Mioara are 21, că, sau 20 are și Mioara, nu? Mioara, ea are 20, ea are 20. Și dumneavoastră? 32. Mai știți cum era reclama la relax? Nu știu. Știi? Nu știu. Doamna Mihaela știe? Nu.
Sigur că e mai bătrân. Vrei să-ți mulțumești nevasta? Cumpără-i saltea relax? Nu știe? E veche, e de mult. Nu știeți? Cumpără-i numai saltele, dai, ești mai nou, mamă. Mai ținem. N-ați cumpărat și voi în vara asta saltele? Păi vedeți. Cam în două ați cumpărat. Cumpăra fără reclamă, așa. Aveai tu niște flori.
câteva într-o glasă, să le punem pe masă, așa. Mai ales se fac. Pune-le cu glasă, care se spune. Ziceți că mai merge becul ăsta pe Islandoi cu ciuliță? Da. Merge, sigur. Ăsta e de veioză. E de veioză, de. Nu încercăm la veioză? Să încercăm să-l îndreptăm, că îmi arată bine o cruce strâmbă. Asta e datorită vibrațiilor. Să asta ar trebui normal să meargă și el la altul, dacă mai funcționează. Dacă nu mai funcționează, nu merge. Deci ăsta merge, nu? Lăsă așa. Contactul din fund. Mai încercăm o dată. Nu mai merge. Asta-i. La Steaua, moto. Icoana stelei ce-a murit încet spre cer se suie, era pe când nu s-a zărit, azi o vedem și nu e. Mihai Eminescu. Despre lumină. Oare mor și stelele? Cu certitudine da, pentru că și ele trăiesc. S-au născut din pulbere stelară, în urma marelui Bang, au copilărit și au ajuns la maturitate, luminând din ce în ce mai puternic, preluându-și energia din imensele rezervoare interne. Dar nici măcar universul stelar nu este o sursă inepuizabilă de energie. Acest rezervor se consumă implacabil, minut de minut, vreme de miliarde de ani pământești. Și steaua începe să se stingă și în final își pierde strălucirea, dar nu moare. Pentru noi pământenii, o stea este asociată cu noțiunea de lumină, lumina fiind cel mai prețios dar pe care ni l-a dăruit Creatorul. Pentru români, lumina a fost un mit exprimat în mii de moduri, dintre care cele mai poetice mi se par: mi-e drag ca lumina ochilor, sau jurământul suprem, să-mi sară mie ochii, ultimele cuvinte ale marelui Goethe, înainte de a trece în neființă, au fost totul de lumină. Asta am primit-o când am ieșit eu la pensie, scrie pe toate becurile astea la mulți ani și cu o floricică. Și mai merge? Da, trebuie băgată în priză. Că merge, o luăm jos. Da, merge.
Păi se poate pune. Ai mai tare vreo bucățică de cablu electric? De cablu, de... Las că m-a venit o mică, că trebuie să vină o mică. Păi de ce? Că uite, sunt firele scoase, facem legătura imediat. Am găsit paste. Eu l-am legat relativ bine. Da. Cu asta nici o rătăvă, știi? Ori, eu am o frățioară aici, că nu s-a făcut. La mulți, mai de bine de mine, că e o frăție. E firul desfăcut. Asta e sistemul energetic. Deci cum a început să plouă, trebuie să întrerupă... Când a pornit fabrica, fabrica se întindea, uitați cât e construită în piatră toată. Deci până în colț unde sunt clădirile de piatră. După aceea s-a făcut sticlăria, care e a doua hală, și aici s-a oprit. Așa am găsit-o eu când am venit în fabrică. Veneau cei care sunt 5.000 de oameni, 5.000 veneau, 5.000 plecau. Trepida orașul ăsta. Ținea pasarela asta? Atâția oameni? Pasarela e solidă. Și a fost o necesitate, fiindcă călătoreau oamenii spre gară pentru șinele pe cale ferată. Și atunci am hotărât noi să facem pasarela asta. Dar steaua a fost lăsată să moară. Că nu trebuia să moară. Ești de acord cu mine? Niciun motiv nu era. Aș fi fost fericit, pe cuvântul meu, și eu, și domnul Pascale, directorul care a fost înaintea mea, să-l fi luat de mână și să mergem... Haideți, domnul director, așa... cum îmi putea să vedem, că el știe cum a fost fabrica, cât am fost eu. Era o fabrică care pulsa de viață, da, era ca o inimă care pulsa sânge. Și cred că dacă vedeau acum ar muri ea. Câți ani are? Cu tante se muți. Cred că m-ar face infarct. Dacă ar vedea cum arată, m-ar face infarct.
Facem un drum până în Fieni să vedem fabrica de pe pod? Un milion. Scurt, 5 minute, mergem cu mașina. Nu prea pot să merg. Merg eu greu dacă mi-a rupt piciorul. Da. Dar vă e frică să o vedeți așa degradată? Asta? Păi nu mai e degradată acum, cred că nu e făcută frumos. Cine? Fabrica de... Steaua? De Steaua. Pare frumos, nu? Nu mai știu. A dărâmat ceva? În primul rând vă întreb dacă a construit ceva, că de dărâmat s-o dărâmă singură. A început să cadă, Doamne, arată jalnic. Tencuiala după sticlăria aia, care era frumoasă. Ce să mai... A dărâmat turnul de amestec, dar l-a dărâmat numai până la jumătate. Cred că le-a fost și... Vă spun eu de ce. Că sus, la ultimul etaj, erau niște buncăre imense de metal și a vândut tot fierul vechi din fabrică și a dărâmat până la etajul unde erau buncărele ca să poată să le taie, da, să le scoată. Și a tăiat buncăle, le-a scos pe bucățele, a luat fierul vechi, a luat banii pe el și s-a oprit. Bani, dacă s-a apucat și s-o dărâme, le-a dărâmat tot, că acum arată parcă e la Hiroshima. Serios. Mai ales... Cine scoape ce mai vreau? Ruină, nimic. Ruină. Nimic. Mi-a venit rău. Păi da, vreți să vedeți stela. Când m-am dus acum 2 ani. Și când am văzut că nu mai e nimic, am căzut, am leșinat. M-a dus cu salvarea la spital. Ce lăsați eu când am plecat și ce am văzut când m-am dus acolo. Da. Din toate fabricile la care ați fost director, care v-a fost cea mai apropiată, cea mai dragă? Steaua. Steaua. Dragostea dintâi. Dragostea dintâi. Aici s-a fost cel mai mult. 46 până în 70. Sunt ani. Pentru dumneavoastră, de ce se leagă becul? De ce idee? La ideea de confort. La aprindere, stai, la aprind lampa de gaz, m-am trăit noi pe vremuri. Am trăit, domnule. Până în clasa a treia. Eu până într-a opta, de liceu, am învățat la lampă cu gaz. Adică 12 acum e acum asta. Când te duci acasă și e întuneric, sigur, imediat. Prima dată aprinzi lumina. Și după aia te gândești la ce mănânci, la ce vrei să mai faci. Dar aprinzi lumina, că nu poți să stai pe întuneric. Da. Pe vremea lui Ceaușescu, cred că nu consuma mai multe lumânări decât a consumat mama cu tata. Da. Dar vă oprea mereu. Vă oprea mereu. Dacă citeam ziarele, se îmbunătățea, adică erau ani lumină, cum zicea. E frig afară, bezna mă înconjoară, iar mă-ntorc acasă, la servici. Sunt doar un simplu mire, cu braț în jos și cu voință de fier. Nici nu realizez, sunt în mine sau visez.
nici nu realizez, sunt în mine sau visez. Becule, stai aprins, becule, noi te iubim. Becule, stai aprins, becule, noi te iubim. E frig afară, bezna mă înconjoară, iar mă-ntoarc acasă la servici. Sunt doar un simplu mine, cu brațul jos și cu voință de fier. Nici nu realizez, sunt în mine sau visez. Nici nu realizez, sunt în mine sau visez. Dar primăvara va veni, în concediu vom porni, concediul meu. Dar primăvara va veni, în concediu vom porni. Dar primăvara va veni, în concediu vom porni, concediul meu. Dar primăvara va veni, în concediu vom porni. Dar primăvara va veni, în concediu vom porni, concediul meu. Dar primăvara va veni, în concediu vom porni. Dar primăvara va veni, în concediu vom porni, concediul meu. Dar primăvara va veni, în concediu vom porni. Becule, stai aprins, becule, noi te iubim. Becule, stai aprins, becule, noi te iubim.